primii spectatori au fost chiar proprii colegi care au admirat dansul în curtea grupului școlar. Sărbătorile sunt mai aproape de noi și ne simțim bine pentru că încercăm să aducem atmosfera în vasul lui. Păi noi am vrut să, cum se apropie sărbătorile Crăciunului, am vrut să facem un cadou așa pentru locuitorii orașului. Ați pregătit? Destul de mult. Am vrut să fie o surpriză plăcută și cred că am reușit. Am vrut să aducem bucurie atât colegilor noștri, cadre didactice și personalul care lucrează în unitatea noastră, cât și elevilor, bineînțeles, să aibă parte de o surpriză care să le reamintească că vin sărbătorile și cu toții trebuie să le primim în inima noastră. Dansul a fost admirat și de Moș Crăciun, care a și făcut alături de tineri câteva mișcări.